cu bucurie am binecuvântat și calendarul audio, de care să beneficieze persoanele acelea care încă nu cunosc citirea în Braille și alfabetul Braille. Lansarea oficială a calendarului înscriere Braille a avut loc la Centrul Eparhial, în sala Mitropolit Nestor Vornicescu. Este cel de-al doilea an în care nevăzătorii se pot informa mult mai ușor în legătură cu sărbătorile creștine. Acest calendar, pe lângă faptul că este un îndreptar creștin, este și un material de documentare creștină. Întreaga cantitate de informații dintr-un calendar obișnuit a fost transcrisă în Braille pe 63 de pagini, fiecărei luni din an, revenindu-i 5 pagini. De editarea calendarului s-a ocupat părintele Trăilescu Radu, un tânăr care suferă de mai mulți ani de aceeași deficiență de vedere. Și tot astăzi a fost lansat și calendarul în format audio. M-am gândit că ar fi foarte bine să avem un calendar audio pentru cei care cunosc mai puțin Braille sau care nu-l cunosc deloc. Proiectul inițiat anul trecut de Asociația Filantropia Severin și-a propus să promoveze accesul persoanelor cu deficiențe de vedere la tehnologiile informației și comunicării. Într-o anumită măsură, accesul la informație era îngrădit. Practic, orice persoană poartă un nume care are referințe creștine, are ca ocrotitor un sfânt sau doi de multe ori. Și atunci era oarecum puțin confortabil să apeleze la altă persoană. Calendarul a fost realizat în cadrul Centrului Informațional pentru Persoanele cu Deficiență de Vedere Didim Cel Orb din Drobeta Turnu Severin, unde a fost editată și revista Raze de Lumină.